Da, un om normal, așa se uită, așa se uită. Așa mă uit la televizor. Mi-au picat căștile. S-au dus căștile. Salutare tuturor și pam pam pam! Bine am găsit la un nou episod de Life of Luxury, fraților. Bă, n-am reacționat de mult la băieții aceștia, așa că am zis ca în această zi minunată să facem o reacție. Deci, înainte a continua, v-aș ruga neapărat să lăsați un like și videoclipul la care reacționăm astăzi se numește He loves to watch her sleep. Asta înseamnă că cineva iubește să se uite la cineva cum doarme. Destul de dubios dacă mă întrebați pe mine. Acum vreau să vă puneți pe spate să vă relaxați așa ca mine și să începem să ne uităm. Haide! M-am pus direct în pat, ești nebun? Ok, o să vin înapoi aici sus să mă vedeți și pe mine. Am văzut că a ieșit ceva frumusețe de sub pat. O frumusețe extraordinară. Wow! Wow, ce e aici? Sunt două persoane? Mă, uite cum stă, stă ca și un dinozaur. A nebunit, face cu capul. Doarme. Și cineva râde. Oh, e Chester singur. Adică Parker, adică Chester. Ba, m-am și uitat cum îi cheamă. E castravete. Opa, castravete. Moștițel de avion l-a furat. Atât s-a dus, rip. Rip Chester în comentarii chiar acum. No, la ce ne-am uitat acum, asta se va întâmpla în episodul de astăzi. Vi se pare interesant? Mie da, așa că haideți să vedem. Nu știu ce, disclaimer. Da mă, da, da, da. Salut, parcare! Deci în acest episod au primit un e-mail de la o fată de 18 ani pe nume Bailey, care recent a venit acasă de la facultate ca să descopere că familia ei a dispărut. Și tot ce ne-a rămas este tatăl ei și zice că tatăl ei se comportă ciudat și a fost în ceva accident și refuză să zică ce s-a întâmplat cu mama și cu sora ei. A încercat să intre în camera la taică-său, dar taică-său își închide ușa cu lacăt, cu chestii. Zice că este frică să stea cu taică-său și ne-a trimis acest videoclip ca și drept dovadă. Ce are asta în casă, mă? Folie. Yo, ăla-i taică-său, ăla nu-i taică-tău. Ăla nu-i taică-tău. Bailey, așa o cheamă pe fată, Bailey. Bailey. Oh my god. Bă, ce are cu mâna? Vedeți, are mâna așa și mai vine așa, ești nebun la cap. Ok. Și acum băieții se duc la drum lung. Cum te simți în siguranță să mergem acolo? Când fiica ei se teme de propriul tată. Nu mă simt în siguranță. Tot ce știu este că tatăl ei a fost într-un accident. Păi pe noi nu ne interesează accidentul lui Tasu. Are dreptate, castravete, adică Chester. Eu sunt de partea lui. Nu mă interesează, nu m-aș duce acolo. Tot eu care m-am dus la un doctor nebun acasă în acest videoclip. Dar în fine, asta nu contează. Na bun, drum bun, fraților. Mamă, vine să adorm. Mamă, noapte bună. Gata, mă, când îmi este frică, le iau pe pupii aici și gata, nu mai mi este frică. Situația este simplă. Hopa, cico, a ajuns. La 10 seara. Superb! E sigur că vrei să intrăm acolo? Nu! Ne. Ok, au deschis ușa. Se duc băieții, se duc la drum lung. Hai să mergem să batem la ușa lui Bailey, ok? Da. Ok, acum ajung la Bailey acasă. Cioc, 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 Bailey, salut, ce faci, Bailey? Huh? Ok, până acum pare totul normal. Să sperăm că Bailey nu este o ciudată, ca de obicei, cum sunt ăștia din Life of Luxury. Gen persoanele la care se duce Chester și Parker acasă. Salut, ești Bailey? Am venit să colindăm, dom, să înălțăm. Ne-ai dat e-mail despre tatăl tău? Este în regulă că intrăm să vorbim. Bailey e ciudată. Trebuie să fiți în liniște, tatăl meu doarme. Bailey deja pot să vă spun că este o ciudată. Asta deduc eu, apoi, no, nu știu. Bun, o intra băieții înăuntru, acum o să stai la o poveste. Mulțumim că ne-ai lăsat să stăm jos la o poveste cu tine. Ne poți povesti mai mult despre ceea ce se întâmplă? Da, deci, acum o săptămână am venit acasă de la facultate și mă așteptam să-mi văd familia. Știi, mama mea, surioara mea mică și tatăl meu. Când am venit acasă, am realizat că sora și mama mea au dispărut. În schimb, tatăl ei mai este aici. Da. Și când am venit acasă, am intrat și a fost o scrisoare ciudată de la mama ei. P-
putem vedea scrisoarea? Ce-a scris pe scrisoare? Da, am ținut scrisoarea. Dă-mi o secundă. Deci mama ei i-a lăsat o scrisoare. Hai să vedem scrisoarea. Ok. Ce scrie acolo? Eu și sora ta mergem să mâncăm. What? Stai un pic. Ok. De ce primești o scrisoare de la mama ta că mergeți să mâncați, gen? What? Dar are niciun sens. Haideți să ne uităm să descoprim ce se întâmplă. N-ai auzit nimica de mama ta și sora ta deloc? Am încercat să întreb pe tatăl meu ce s-a întâmplat, dar... Cred că au fost într-un accident. Accident de mașină sau ce? Am început să... O zis Bailey că își închide ușa de la camera ei seara de seară cu lacătul deoarece taică-său intră la ea forțat. Ok, ciudat. Zice că aseară a fost ceva diferit. Taică-său a fost foarte nervos și a rupt ușa, gen a rupt lacătul. Și a intrat și s-a holbat la ea de la ușă. S-a holbat la ea de la ușă făcând chestii dubioase. Nu știu, dădea din cap, ula, habar am ce făcea. Ok. Asta au zis și parcare, Parker, ok. Deci că este foarte diferit. Eu și tatăl meu eram foarte apropiați. Eram ca și cei mai buni prieteni. Dar acum nici nu mai vorbește cu mine. Cred că ultima chestie ce mi-au zis de când am venit acasă este că ar putea să-i cunosc prietenii. Pare foarte confuz. A încercat să... Da, se închide în camera ta, că sunt toată ziua în camera lui. M-a întrebat parcare, nu parcare, castravete, Chester, că ce face taică să o șuiesc, că nu știe. Aud o melodie veche. Se uită la ceva la televizor, taică să o la 3 dimineața. Vreau să mă duc să vorbesc cu tatăl tău. De ce nu te duci în camera ta și te pregătești de pat, iar noi punem camere de filmat prin toată casa? Sau cum ar spune eu, știți și voi, cameră în cameră. Camera in camera. Na bun. Să vedem unde ne duce povestea. Să știți că pe mine chiar m-a prins povestea asta. Vreau să-mi scrieți și voi în comentarii. Stop. Mergeți acum în comentarii și scrieți ce părere aveți de acest episod până acum, dacă vi se pare interesant. Și dacă ați făcut asta, haideți să continuăm, să nu mai tot dau aici din gura aiurea. Bine, eu vă zic asta ca să facem așa noi, o conectivitate, știți? Hai să mergem să batem la ușa lui Tasu. Ok, deci acum sunt la ușa lui taică-său lui Bailey. O bătut la ușă. Stanley? Ah, Stanley îl cheamă pe taică, să n-am știut. Stanley! Am plecat să colindăm! Dom, să înălțăm! Nu, nu vrea să ne deschidă ușa. Nu ne primește cu colindul, cât ghinion. Ia, e acolo? Nu e acolo. Unde este? Hai să mergem să punem o cameră în camera lui. Ok. Castravete și parcare pun camere de filmat. Bic. L-a pus. Ok, interesant. Valiză. O păpușă cu picioarele rupte? Și are o siringă băgată în ea? Mă, ce se întâmplă aici? Stai așa că nu e așa. Uite că deschide ăla. Ce găsește acolo? Furculițe. Cuțite. Cred că mânca aici înăuntru. Păi nu, și eu mai mănânc în cameră. Inclusiv acum, fraților. Inclusiv acum. Și eu mai mănânc în cameră. Voi mai mâncați în cameră? Eu mai mănânc prin cameră. Poftă bună, dacă mâncați și voi uitați la mine. Oh, ce se aude? Mamă, te-am speriat, ești nebun? Ok, au găsit ceva filmare interesantă cu instrucțiuni. Aia scrie. Să vedem ce instrucțiuni sunt acolo. La ce se uită? Se uită la televizor, la ceva. Mă, șnițel de avion? L-ați văzut și voi aia, corect? Ați văzut? O melodie veche. Da mă, da, ce-i aici? Mă, ce-i aia? Arată ciudat. Bună prietene, scrie acolo. Ce este aia? Așteaptă. Ok, deci cineva vine ca și un T-Rex, ca și un dinozaur, vine așa cu mâinile, face și zice, am un secret pentru tine. Apasă pe like. Mă, o
au băgat dansuri din Fortnite, ești de bun? Ce face ăsta, mă, face de alea? Hei, tu mă provoci la dans? Zi-mă. A, ăsta plânge în depresie. Amul a crescut, prin magie. Capcană, aia au scris acolo, capcană. Ok, bă, ce mască are ăla, mă. Hei, urâtule. Devino, zice, devino. Dar ce face asta? Se uită așa la ceva, se uită la noi? Mamă, e creepy. Ce mânca ăla? Ăsta dansează iarăși din Fortnite, ești de bun? Dansuri din Fortnite. Cred că Parker pare speriat, nu pare să-i placă. Bine, nici mie nu-mi place, aia mai mult m-am uitat că a fost interesant. Deci, pot să înțeleg așa parțiale. Mai punem câteva camere în casă. Ok. Bip, 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 a pus camera, bip, 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 bip. Mama, a pus-o acolo sus, ești nebun? E bine, hai să mergem mai departe. Mai pune camere. Hai să mergem. Ok, acum hai să punem o cameră în camera lui Bailey. De ce s-a întunecat totul? Se întâmplă ceva groaznic? Hai să batem la ușă. Cioc, 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 cioc. Deschide ușa. Mamă, atât am colindat deja. Stai că se au niște sunete dubioase. Mă, cine face ca și un câine? What? What? Plânge? Bailey, de ce plângi? Bailey, ești bine? Bailey... Oh! Taică-său! Taică-său! Stanley sau cum îl cheamă, mamă! Ce se întâmplă acolo înăuntru? Mamă, dar ce se întâmplă? Domnule, te simți în regulă? Nu cred. Iona zice că... Oh, o dat din fund sau mi s-o părut mie? Stați un pic! Ia! Mă, ce? Ce face în camera fiicei tale? Am vrut să zic că tatăl tău te iubește. Ce se întâmplă? Opa! Ea este foarte drăguță. Domnule, se face târziu. Poate ar trebui să mergeți în pat? Ai de capul meu, ce creepy este. Cred că se duce în pat. Cred că se duce în cameră înapoi. Retrageți-vă așa. Vai de căpățâna mea. Ai văzut aia? Ce este greșit cu el? O zis că sărmanul tată. O zis Chester că e ceva ciudat cu corpul lui. Chiar că e ceva ciudat. E foarte lung, e foarte înalt, se mișcă dubios. Mâna lui zici că e ruptă în 5 bucăți, dar e lipită la loc. Ce se aude? Bailey cu familia ei. Ok. Bun, deci, Bailey, am pus camere peste tot în casa ta, până și una în camera lui. Crezi că o să mai vină tatăl meu în camera mea seara? Nu știm, sper că nu. Poate are multă traumă la creier după accident. Îmi fac foarte griji și mi-e dor de familia mea și mă simt foarte singuratic acum. Te rezolvă, Parker! Va sta Parker cu tine! De ce nu încerci să dormi acum și o să ne uităm la filmări dimineața? Ok. Ok. Noapte bună. Vai, e foarte curios ce s-a întâmplat în seara asta, pentru că nu cred că asta e tot. Adică în seara asta, categoric, vă zic eu că s-a întâmplat ceva groaznic. Cum ai putut sta în casa asta după ce ai văzut fața la taică-său? Despre ce vorbești? Categoric e ceva greșit cu taică-său. Păi orice accident ar avea taică-său, categoric l-a deranjat. De ce îți bagi joc de fața lui? Ok, Parker susține situația și crede că totul este normal. În schimb, Chester sau castravete vede realitatea și își dă seama că nu este în regulă. Ok, hai să mergem să dormim. Ok, noapte bună, mamă, se bagă în pat la 12.00 aproape. Ok, s-au dus la somn. No, e chiar curios, eu zic că Bailey o să moară. Eu asta cred, nu știu de ce, doar cred. Dar stați să nu uităm că Chester este tras în dulap mai târziu. Yo, ce nebunie o să fie aici, fiți atenți doar. Doar să vedem, bă, ce nebunie o să fie pe aici. Ok, deci Bailey doarme. Se torce, se una alta. Se uită la poza ei la 1 dimineața aproape. Plânge la 1 dimineața random așa. Ok, văd că Bailey are ceva în dreapta. O ușă de aia mare. Cred că o să iasă ceva de acolo. Oh, nu! Care om normal? Stai un pic, stai un pic. Care doarme sub pat?
Mă, ce? Ok, poate e atât de mare încât nu încape pe pat, doar sub pat, nu știu, n-are niciun sens. N-are niciun sens. Ok, deci stai că s-a plecat, este în acțiune, știm asta. A, pleacă pe geam, ce face? O aruncat ceva jos. Mă, o strănutat sau mi s-a părut? Mă, ce se întâmplă aici? Scoate ceva de acolo. Parcă acolo avea furculiță și alea? Că nu mai țin minte. Habar n-am. Ia, ce-o scos de acolo? A, nu se uită la televizor. Da, un om normal, așa se uită, așa se uită. Așa mă uit la televizor. Mi-au picat căștile. S-au dus căștile. Doamne, ferba, astea-s bune rău. Ok, după o inspecție, presupun că totul este în regulă și o să am mai mare grijă de ele, să nu le rup așa dintr-o prostie că este aiurea. Da, să ne continuăm videoclipul. Ha? Merg bine căștile astea, mă. Bă, ce face? O spar televizorul! Mă, ce se întâmplă? Eu îmi spar căștile din greșeală, el îmi sparge televizorul, dar nu din greșeală. Mamă, dar e mare și creepy, ești nebun? Băi, băiatule, s-a adus. Ce a făcut? Ha, bine că încape pe hol. Dacă mai era cu un cap mai mare, nu mai încăpea, ești nebun? Ce face? Ia, unde se duce? Asta e camera cui? La cine s-a dus în cameră? Uai, ce s-a închis ușa aia? Auliu! Na bine, să vedem, s-a dus undeva, dar unde? S-a dus la Chester și Parker? Nu prea cred, cred că s-a dus la Bailey. Ba nu! Nu e la Bailey. Unde a dispărut taică său? Mă, ce? Oh, am înțeles! Na bine. Ok, ies două mâini. O să o fure? Cred că o să o fure de acolo. Da! Huh? Sunt complet surprins în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. E 4:53 dimineața și cineva primește mesaje la 3 dimineața. De fapt e la 4 dimineața, de fapt aproape la 5 dimineața. Zi-mă, Vere, ce mesaj ai primit? Ce face? Ce se întâmplă? O lua camera de filmat. Hei, frate, trezește-te. Bailey, camera mea, camera mea, acum! Oh, i-a dat Bailey mesaj. Chester, trezește-te, trebuie să plecăm. Chester nu se trezește. Oh, șnițel de avion. Se duce de unul singur. Parker. Vai, mamă. Asta e groaznic. Ok, băieți, deci. E aproape 5 dimineața acum. M-am trezit la Bailey că mi-a dat mesaje. Mă duc să văd camera ei. Vreau să-mi fac, vreau să mă asigur că este în regulă, Bailey. Wow, wow, wow. Să vedem, Bailey? Cioc, 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 cioc. Bailey? Bailey, I'm coming in. Bailey, vin înăuntru. Bailey nu mai este. Da, bine, noi știm că nu mai este Bailey, dar... Yo, n-am nicio idee unde s-a dus Bailey. Chester! Chester! Chester doarme, frate. N-are nicio treabă. Hopa, am mai primit un mesaj. Cine-i dă mesaje? Stai un picuț. Dacă telefonul lui Bailey este acolo, cine-i dă mesaje? Emily? What, are you okay? Cine este Emily? Stai, cui dă mesaje? De ce dă mesaje la toată lumea? Ce se întâmplă aici? Nu cred că Bailey mi-a dat mesajul. Stai un pic. Oh, nu deschide. Nu deschide. Nu deschide acolo. Nu deschide acolo. Uh-oh. What? O gaură în podea? Oh. Vine să-l fure pe Chester. Deci nu te cred, mă, ce se întâmplă în episodul ăsta. Nu te cred, e mult prea nebun. E mult prea nebun. Ia, o aprins becul. Iui, cum arată acolo. Ăla nu-i Parker. Ăla nu-i Parker. Chester, castraveite. Vai de capul meu cum arată acolo. Cine e ăla? Unde este Parker? Parker intră în backrooms pe acolo. Intrarea în backrooms. Parker e cam speriat. Bine, nici nu mă mir și eu aș fi locul lui. Cine ești tu? Este Bailey. Am nevoie de ajutorul tău. Aia nu-i Bailey. Aia nu-i Bailey. Bailey, ești tu? Chester, tu nu vezi că nu e Bailey? Haide aici, haide aici, zice. Vai, vai, vai.
Vai, 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 se duce acolo. Bailey? Da, nici nu mă așteptam la altceva. Nici nu mă așteptam la altceva. Parcă l-au auzit pe Chester cum strigă și acum se duce după Chester. Asta, da. Asta, da. Ok, dă-i un ciocan în cap, ești nebun, dă-i acolo ceva. Dă-i un ciocan. Ok, l-o stai la pe Chester, asta e de bine. Ce s-a întâmplat cu tine? A încercat să mă tragă jos în gaurică. Bailey a dispărut. Trebuie să plecăm din casa asta, acum. Mamă, l-o prins pe Chester așa, l-o prins de haină, mă, l-o tras. Tare, 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 tare. Și-au reușit să scape, asta e întrebarea mea. Am mers acasă și imediat am contactat cei mai buni prieteni al lui Bailey ca să vedem ce auzim de la ei. Nimeni nu a răspuns. Eu cred că... Mă, ce? Asta e tot? Păi, dar ce s-a întâmplat cu familia ei? Ce? Sunt atâtea mistere nerezolvate? Scrieți-mi ce credeți voi că s-a întâmplat în comentarii. Cam atât cu acest episod. Dacă ți-a plăcut, nu uitați să lași un like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!